Sunt tensiune acum în coaliție? Vă întreb și pentru că văd aceste, cum să le numesc, începături. Ba de la PNL către PSD, ba de la PSD către PNL. Sunt tensiuni în coaliție în acest moment? Da, eu nu am văzut aceste tensiuni și am avut ocazia să particip la mai multe ședințe. Eu cred că este un lucru normal și atunci când apar situații dificile, este cea legată de gestiunea pandemiei sau de gestiunea acestei crize generate de prețurile în energie, e normal să fim cu toții mai vocali, mai clari, să ne susținem viziunea și proiectele. Pe zona de energie puteau fi făcute lucrurile altfel, clar. Deciziile luate nouă, dus la efectul scontat, trebuie să o recunoaștem, sau cei care au luat deciziile trebuie să recunoască acest lucru. Nu este o decizie luată de noi, da, de PSD la guvernare, a fost luată anterior. Și în sensul acesta, evident, trebuie să corectăm aceste probleme. Nu are rost, nu știu, să ne lamentăm sau să ne speriem când apar viziuni diferite. Important este să mergem înainte și eu sunt convins că există voință pentru a face acest lucru și împreună cu premierul și împreună cu ceilalți miniștri, în așa fel încât să găsim soluțiile cele mai bune la aceste probleme într-un timp foarte scurt, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, cred că obiectivul este la final să câștigăm, să reușim să facem niște lucruri concrete și să ne concentrăm mai puțin pe, nu știu, pe o competiție internă.